În scurte cuvinte la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie. Și vreau să întreb, vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel, am condus o perioadă eu până la Craiova, i-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus, Loredana, de acum încolo o conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de trei ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu, în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi în localitatea filiaș pentru care cunoașteți la este la aproximativ cred că 20 de kilometri de Craiova soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-a mizbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală în momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minună de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care din, în urma impactului a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în trei locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță, splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ două ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute Până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup, și nu mai avea medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna lui, a pus o barieră. Și a spus până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor. Și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și am refăcut, uh, i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorii să internistă a spus așa, dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografia abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, el este perfecțiune. Sosul meu a avut trei coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și, în, în deosebi oasele, mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură, cu cartilajul rupt, și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile, în tot acest timp, mă voi duce, mă voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat, am refuzat internarea din, de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București, doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin, pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă, unde era cartilajul rupt, trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci, glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar, când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului. Nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, Printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la, Timi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acest doi, acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Salmul 18, versetul 33, care spune, el îmi face picioarele cale ca cerboalcelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis, Doamne, dacă tu îmi faci picioarele calea cerboicilor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că tu poți ca să mă vindeci. Deci, credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis, Dumnezeu mă va vindeca el personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa, domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat, ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută. Adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care, atunci când eu vorbeam, mi era la birou, a ridicat ochii pe sus prâncene și mi-a spus, Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold, am ajuns acasă și am spus soțului meu să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis, dar de ce? Mi-am zis, Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul, uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis, Loredana, Chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la pampers, veneau surorile și mă luau, din pat mă puneau pe scăruciorul cu rotile și așa mă spălau, dar eu în, în aceste zile credința mea creștea în continuu și spuneam Dumnezeu pe mine mă va vindeca veneau frași și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spunea Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa, măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva, că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu <coughs> vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus, Loredana, hai să mergem la adunare. Frații, au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați. Hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus, Hamed, cum să mergem în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de, sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în, în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în, ultim, în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, în acest, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la Amvon, a spus așa, fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut un, la rugăciune, cum un olog care era în cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un sur din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani. A zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui. Ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu un momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta, fratele Întreba în adunare: Credeți că Isus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns: Nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi, românii, nu avem. Era o certitudine. O realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus: Doamne, eu am credință că tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și am în două mâinile le-a pus pe capul meu o rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, în, a chemat numele lui Isus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Isus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea. În acel scurt timp eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește, fica mea, și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum cinci ani, dar ce am simțit atunci, Poate vreau să-mi flăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, e sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos, că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg. Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile. A doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când a luat, m-am dus și cu radiografiile din, uh, care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctor ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și si cartilajul? Zice, și si cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astă seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are șase ani, s-a născut o legumă vie, gaură la inimă, nu-i funcționau rinichii, nu-i funcționau plămânii, o echipă de șapte medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape două săptămâni, a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi, și cred că până în veșnicie, nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată dragostea lui Dumnezeu. Și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil acelui ce crede.